S-a încheiat procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Șovarna, un obiect finanțat cu fonduri guvernamentale în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Salini. Acum de sora mașină! Astăzi s-a finalizat în comuna Șovarna procedura de recepție la terminarea lucrării a proiectului finanțat prin Anghel Salini de alimentare cu apă a comunei Șovarna. Este o mare realizare a domnului primar Prundeanu Constantin, pe care îl felicit cu această ocazie, și este o mare bucurie pentru locuitorii comunei Șovarna, în condițiile în care aici era o mare problemă, lipsa apei. Și acum peste jumătate din gospodăriile acestei comune sunt deja branșate la rețeaua de alimentare cu apă, urmând ca celelalte să fie branșate în perioada următoare, o lună, maxim două luni de zile, în condițiile în care primăria comunei Șovarna a obținut finanțare în etapa a doua a Planului Național de Investiții Anghel Salini pentru realizarea acestor branșamente. Sunt foarte fericit că acest proiect de alimentare cu apă a fost finanțat prin proiectul Anghel Salini. Sprijinit de domnul președinte Aladin Georgescu, am ajuns să alimentăm comuna Șovarna cu apă potabilă, conform chimic și bacterian. Locuitorii se bucură că au apă în fiecare gospodărie. Am făcut serviciu pe lângă primărie și nu doresc să predau această lucrare SECOM-ului, deoarece este o investiție făcută pe plan local, iar locuitorii comunii au bucuria să iau apă și la un preț mai onorabil. Pe mediu am prins un proiect care așteaptă recepția finală, să o depunem pentru încheierea contractului pe canalizare cu fose ecologice inteligente plus alimentarea cu apă a satului Păpești. Sperăm că prin acest lucru vom avea o comună modernă cu toate condițiile necesare. Astăzi ne-am deplasat pe amplasamentul investiției alimentare cu apă în comuna Șovarna, împreună cu președintele Consiliului Județean Mehedinți, și am văzut una dintre cele mai importante investiții care s-au făcut în comuna Șovarna, una așteptată de locuitorii comunei de foarte mult timp. Cetățenii sunt extraordinar de încântați și sunt foarte fericiți pentru că în sfârșit nu se mai deplasează cu fel de fel de utilaje la izvoarele din sat și au apa la o simplă deschidere a robinetului.